Și ca să înțelegem ce anume produce ghiurghiuliul de astăzi, trebuie să o luăm cu începutul, și anume strugurele. Dacă ghiurghiuliul Mariei Tăneasei cel mai probabil era produs dintr-un soi hibrid, pentru că România acum 100 de ani încă se baza pe hibrizii direct producători, soiurile nobile fiind încă decimate de filoxeră, tocmai ca banii antreprenorilor de criptomonede. Astăzi în Dobrogea regește cel mai negru dintre struguri, și anume Cabernet Sauvignon. Ca apariție pe scena internațională o face din Giron, Bordeaux-ul anilor 1800, Franța. Din Paris de seamă, Cabernet Franc și Sauvignon Blanc, ceea ce ne indică moșteniri coloristice de la tată și pirazine de la mamă. Pirazine, adică acel caracter ierbos, mai ales atunci când Cabernet-ul ratează orele de solar. Preferă zonele calde, în general Dobrogea fiind una în care el se simte ca la plajă. Aici contribuind și diversitatea solurilor, care îl susțin pe brațe în tocmai ca dansatorii pe Lady Gaga la ultimul Grammy. Viguros și destul de productiv, întârzie puțin în înmugurire și o arde lent spre coacere. Fructul e mic, ciorchinele la fel, boabele au obrazul gros. Este plin de antociani, taninuri și aciditate, ceea ce le transmite faptul că vinurile din acest soi vor fi ample în culoare, aspre și cu structură. Când te gândești la vinul rosé, trebuie să ai în minte două lucruri. Primul, grijă cum te joci cu căciula, iar doi, ochii pe tank ca pe butelie. Și acum să explicăm. Vinul rosé este creat, până la un punct, la fel ca un vin roșu. Adică, strugurii sunt aduși, aruncați într-un tank, desciorchinați, zdrobiți, iar apoi mustul este ținut în contact cu pielițele lor. Ghiurghiuliul Alirei trece prin aceeași metodă. Strugurii culeși sunt sortați și pregătiți pentru a face vinul roșu. Mustul este pus în tank, lăsat în contact cu pielițele, pentru a face o macerație peliculară. Doar că după circa o oră, maxim două, după ce a luat suficient pigment de culoare, dar și tanin și polifenoli cât trebuie, o parte din must este scos din tank. Se continuă vinificarea lui după regulile vinului alb, pentru a-i conferi acea prospețime și fructozitate caracteristice.